Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cine are informația, stăpânește situația, cam așa spuneau românii. Ca să poată să fie alături de fermieri cu tot soiul de informații, Camera Agricola Județului Hunedoara încearcă să aibă informația și o ia de la locul faptei. O mică delegație a fost la Hanovra, acolo e un târg absolut deosebit, probabil cel mai mare din lume, din Europa cu siguranță. Au fost acolo și nu numai despre asta vorbim cu directorul Camerei Agricole Județene Hunedoara. Din mica delegație care a făcut această deplasare la Hanovra, a făcut parte și Nicu Pasc, prietenul nostru de la Certej. Și despre aia și despre ce a mai crescut prin ograda lui vorbim tot astăzi. Și despre problemele noastre de zi cu zi, de fapt despre problemele fermierilor, discutăm cam cu toți cei pe la care am fost, și cu Ionică, cu Chitic, aceeași problemă. Problemă care se poate se va rezolva, pentru că așa, pe ultima sută de metri, înainte de a trage linie acestei ediții a emisiunii noastre, am aflat că s-ar putea să vină niște bănuți prin conturi. De la Apia vin vești un pic mai la vale. Vorbim și cu medicul veterinar despre problemele animalelor, dar la drum, dragi prieteni, pornim de la Hunedoara, de la doamna Tatiana Rovinar, și veți urmări o discuție mai mult decât interesantă despre ceea ce înseamnă produsul tradițional, în primul rând atestat, dar nu numai. Vizionare plăcută! Doamna Tatiana, n-a fost neapărat o promisiune, sau dacă doriți, mi-am promis să vin să stăm de vorbă pendelete aici, acasă. La Indagra a fost un pic mai pe fugă. Mi-ar fi plăcut să văd cum face toată zacusca, dar aia s-a făcut-o azi noapte. Da, am terminat aseară o porție de zacuscă de fasole, pentru că zacusca de fasole și cea de fructe le-am lăsat la urmă. Și acum cu ele mă ocup. Astăzi este o zi mai lejeră, mâine eventual sau pe săptămâna viitoare, dacă vremea ține bine. Cu noi mai scoatem grătarul și mai încingem ardeii pe foc afară. Ce înseamnă, de fapt, produs tradițional, din punctul de vedere al dumneavoastră și al membrilor asociației dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, produsul atestat tradițional înseamnă o garanție și o siguranță, în primul și în primul rând, pentru consumator. Pentru că în momentul în care consumatorul deja se știe și s-au făcut informări și se vor mai face, desigur, că acest produs are însemnele de atestat tradițional, acest lucru este o certificare a calității produsului tău și nu poate decât să fie o garanție în plus pentru consumator. În altă ordine de idei, pentru mine personal și cred că și pentru colegii mei din asociație, a avea un produs, două, trei certificate tradițional, este o onoare și o mândrie. Așa este. Drum lung, drum greu până a obține atestatul? Și da și nu. În primul rând, consider că dacă ceea ce facem, facem cu dragoste, ne dorim să facem acest lucru și să ajungem să parcurgem toți acești pași, jumătate din greutate este deja eliminată. Desigur că nu este foarte ușor, dar nu este nici foarte complicat. Există un ghid al Ordinului 724, din 2013, dacă urmărești acel ghid și respecti pașii care sunt detaliați acolo, aproape oricine, cred eu, adică aproape orice consumator, orice producător, mă scuzați, poate să-și întocmească singur caietul de sarcini. În cazul în care nu se descurcă, există un parteneriat făcut între asociație și Camera Agricolă și acolo găsește tot sprijinul și tot suportul necesar. Desigur că a avea un produs atestat tradițional nu înseamnă numai a scrie un caiet de sarcini, înseamnă niște costuri
presupune aceste costuri cu buletinele de analiză, care noi oricum suntem obligați să le avem, dar aici costurile sunt un pic mai ridicate. Desigur, produsul tău trebuie să arate într-un fel anume și atunci intervine eticheta. Dorești ca să te distingă consumatorul față de oricine altcineva de pe piață și atunci investești un pic în grafică, în etichete. Deci sunt costuri generate de acest aspect. Bineînțeles că fiecare cât de mult își dorește la ce nivel își dorește să se poziționeze. Asociația are porțile deschise și pentru cei care nu au încă un produs atestat sau vă încercați să strângeți rândurile în jurul produselor care au și primit certificarea deocamdată națională? Asociația este deschisă pentru toată lumea și are porțile, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, pentru toată lumea, deci pentru toți potențialii posibili viitori producători, indiferent ce se gândesc dânsii să facă. Pentru că denumirea asociației este a producătorilor de produse tradiționale și ecologice, mi se pare un minim de bun simț din partea noastră ca producători să avem cel puțin un produs atestat pe tradițional sau pe ecologic. Acolo la ecologic este puțin mai greu, dar nu este imposibil. Deci, transmitere către viitorii potențiali producători, semnalul este următor. Dragii mei, sunteți bineveniți cu toții. Au la răgaz un timp ca să se acomodeze cu noi, ca să vadă dacă se integrează în povestea noastră și în tot ceea ce facem noi și apoi să-și găsească acel produs care să-i definească ca și produs tradițional. Bun, acum lăsăm la o parte un pic asociația și ne uităm la ce avem în fața noastră. Este ceea ce vă definește. De unde? De ce? De unde am început cu și de ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, viața ne aruncă în tot felul de colțuri și pentru că la un moment dat s-a impus ca să trăiesc din altceva decât ceea ce sunt ca și formație și ca și pregătire. Și pentru că întotdeauna mi-a plăcut de mică să fac tot felul de... Am stat pe lângă mama și am bucătărisit alături de ea. Îmi plac lucrurile migăloase, îmi place să fac prăjiturele, dar nu acelea foarte simple, ci tăiate cu forma, deci am răbdare. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva și am ales să fac acest lucru pentru că chiar îmi este drag și din cele trei, de fapt, canale pe care am pornit, ăsta a mers cel mai bine. Rețetele. Cum? Doar din familie sau e și aici un soi de muncă în a le descoperi pe la cei care încă mai le mai au? Da, în mare parte rețetele sunt din familie, le-am preluat de la mama, cum am spus adineauri, am tot stat pe lângă ea și le-am furat, iar în alt ordine de idei, într-adevăr, dacă vrei să fii performant, pentru că în orice domeniu poți să atingi anumite performanțe, normal depinde de standardul la care vrei să te ridici, este și o muncă de cercetare, chiar aș spune, pentru că foarte multe seri, până noaptea târziu, mi-am petrecut pe internet căutând variante sau chiar și la Biblioteca Județeană am petrecut foarte multe ore căutând în monografiile din satele și comunele județului și chiar am descoperit rețete interesante. Nu toate referitoare la prelucrarea legume, fructe, ceea ce fac eu, chiar și pe alți colegi pot să-i ajut cu tot dragul. Deci da, este o muncă de... În spatele acestor borcane este și o muncă de cercetare. Și ar mai fi o problemă care ține deja de un mental colectiv. Ne uităm la produsul tradițional, ne place și de multe ori facem greșeala, punem și ghilimele de rigoare, dar ne uităm și în buzunar. Pentru că e mai mult decât logic ca produsul tradițional să coste mai mult
decât tot soiul de ciudățenii care ne sunt vândute pe doi bani în unele magazine. Cât, cum putem să facem să le explicăm oamenilor că ceea ce spun englezii, suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine, ar trebui să își facă loc mai adânc în viața noastră. Este adevărat că genul de produse tradiționale sau convenționale sau ecologice sau pur și simplu rețete consacrate, da? Că nu toate produsele le putem atesta tradițional, sunt produse de nișă și din păcate și pe mine personal mă doare sufletul că nu sunt accesibile pentru masa largă de consumatori. Nu sunt accesibile odată pentru că noi, nefiind producători mari, tot ce achiziționăm, ca și borcane, ca și fiecare pe segmentul lui de ceea ce produce, costurile sunt mai ridicate. Și atunci, automat, costul final al unui borcan de zacuscă sau sirop, ce o fi el, este mai ridicat. Eu am încercat să găsesc, să mă poziționez pe segmentul acesta de piață la undeva la medie, ca și preț final, pentru că prețul adevărat nu ne este plătit. Ăsta este adevărul. Dar ca să fie bine și pentru noi, ca și producători, și pentru consumatori, pentru că ideea este nu să faci 700 de borcane de zacuscă și să le mâncăm pe toate eu cu familia sau să mă uit la ele ce frumoase sunt, da? Ele se adresează cuiva. Deci ca să vină să le cumpere, e adevărat, cum ați spus dumneavoastră, nu sunt foarte ieftine, nu sunt foarte la îndemână, dar nu sunt nici foarte scumpe. Trebuie mai multă muncă din partea noastră, mai multă informare, a conștientiza consumatorul care este diferența. Într-adevăr, un borcan poate costa 8 lei sau 10 lei de zacuscă, în condițiile în care la supermarket, oricare ar fi acel supermarket, este 2 lei, 3 lei. Și ne uităm în buzunar, cum bine ați spus dumneavoastră adineauri. Cumpărăm cu 2 lei sau 3 lei, nu ne face bine, ne ducem la medic și diferența până la cel 10 lei îl dăm pe medicamente. Da, de fapt cred că de aici ar trebui pornit, de la calitate. Și acum o să-mi permit să le pun așa încetişor ca să vadă toată lumea. Nu e numai muncă. Atâta timp cât un produs este atestat, cum spuneați voastră la început, asta înseamnă un control a celor care v-au dat atestatul asupra calității. Control care nu există pe lucrurile de 2 lei sau de 2 bani, cum le spun eu de obicei. Dar aici totul este controlat. Calitatea este garantată. Și atunci, dacă vrei, într-adevăr, că tot vorbim de trăit sănătos și mâncat sănătos, atunci rămâne un singur lucru. Produsul tradițional. Și dacă și hunedoream pe deasupra, și mai bine. Da, nu știu dacă... Eu cred că și produsele care sunt de 2 lei sunt vizate și supervizate de către autorități. Nu... Eu mai am unele dubii. Posibil. Doar că noi, ca și producătorii mai mici, suntem mai verificați și mai controlați și nu este rău acest lucru. Doamne ferește, da, este chiar benefic. Da, garanția ar trebui să o dea pentru consumator odată eticheta unde poate găsi toate datele și mult mai ușor dacă ceva se întâmplă, pentru că toate produsele noastre sunt fără aditivi, sunt fără conservant, sunt de aceea și un termen de valabilitate mult mai scăzut. Fiind făcute în serie mică, e posibil din motive de oboseală, din vari motive și noi să greșim. N-avem cum să nu greșim, că este omenesc să greșim. Dar consumatorul, în momentul în care a văzut pe eticheta mea datele mele de contact și în momentul în care a deschis oricare borcan de zacuscă, care poate și din transport să fie atins capacul și se desface și automat intră în contact cu aerul și ceva se întâmplă acolo, nu e în regulă. Poate veni și se poate schimba. Ori la supermarket nu poți să faci lucrul acesta.
Sunt mai multe variante de a câștiga încrederea consumatorilor. Intenționez să deschid cu colegii din asociații două magazine. Probabil cel mai repede va fi în Hunedoara și probabil după sărbătorile de iarnă în Deva. Tocmai pentru a da posibilitatea consumatorului să și deguste. Pentru că la supermarket, dacă te duci să cumperi, nu-ți dă nimeni voie să desfaci borcanul, să îl guși și să-l cumperi dacă îți place, îl pui în coș și dacă nu îl pui pe raft. Ori în târgurile special amenajate pentru producătorii din asociația noastră și nu numai, consumatorul poate să deguste. Dacă are la dispoziție din fiecare produs această degustare, dacă îi place, îl cumpără, dacă nu, se duce și cumpără din altă parte. Și așa cum ați spus, într-adevăr, suntem mult prea săraci ca să mâncăm nu tocmai sănătos. Și acum, în final, întrebarea cu care poate alții ar fi început. De ce, doamnă Tatiana, Casa Maria? Casa Maria pentru că, în primul rând, orice firmă sau magazin sau orice faci trebuie să aibă un nume de rezonanță. M-am tot gândit cum ar fi sunat Casa Tatiana. Nicicum. Pe mama mea o cheamă Maria, pe fiica mea o cheamă Anca Maria, iar pe bunica din partea mamei a chemat-o Maria. Marișca, fiind de la Cluj, toată lumea îi spunea Marișca. Și atunci am zis, este pentru că produsul tradițional e un produs cu o rețetă veche, moștenită de la mama, bunica și bunica de la străbunica, deci are o legătură. Probabil că și pe una din străbunicele mele a chemat-o tot Maria, cu siguranță. Și atunci, de aici, Casa Maria. Domnule director, noi am revenit la Camera Agricolă. Ați unde ați revenit și dumneavoastră după o vizită, am înțeles, mai mult decât deosebită. Da, bine ați revenit la Camera Agricolă și, într-adevăr, putem să discutăm astăzi de un experiment, pot să-l spun așa, și anume am fost o delegație mică care a vizitat cel mai mare târg de agricultură din Europa și cred că și din lume până la urmă, târg care a fost săptămâna trecută la Hanovra, un târg special de tehnică agricolă, unde, într-adevăr, să vă dau un exemplu așa, de 120.000 de vizitatori pe zi, timp de 5 zile, unde se adună tot ce înseamnă vârful de gamă, vârful de lance al agriculturii mondiale și, în special, al tehnicii agricole mondiale. Cât putem visa? Pentru că, până la urmă, tot ce se vede acolo, nu știu cât se poate adapta la ceea ce înseamnă condițiile, și mă refer aici la județul Hunedoara, la condițiile noastre de lucru. Pentru că, în general, cam tot ce se întâmplă, și vedem și la târgurile din țară, trendul ăsta de a aduce tehnica pentru fermele foarte mari. Și ăștia mai mici, un pic mai nu neapărat uitați, dar lăsați așa mai la coada căruței. Acum ce pot să vă spun, că există o paletă largă de prezentare a produsului de tehnică agricolă și acest produs este și cel care pentru fermierul care are un hectar, două, trei sau face legumicultură și pentru fermierul care are 100, 300 sau 1000 de hectare. Deci, în general, firmele care produc tehnică agricolă sunt specializate pe toată gama și pe toată dimensiunea de exploatație agricolă și oferă produs de tehnică agricolă specific pentru fiecare tip de exploatație. Și normal, atunci când dorești să achiziționezi un utilaj agricol, în primul rând trebuie să te supui dimensiunii exploatației care o ai și trebuie să mergi cu lecția învățată de acasă, că dacă ai 10 hectare de teren, normal că nu-ți iei un tractor de 250 de cai, de exemplu. Trebuie să-ți iei un tractor care să te folosească. În primul rând, dacă ai o fermă mixtă, să fie folositor și pentru partea de zootehnie. Așa mai departe. Deci, putem să visăm, dar există realități concrete în care, într-adevăr, utilajele agricole sunt pentru toată lumea și pentru tot ce înseamnă agricultură în ansamblu. Și sunt lucruri și firme
care sunt, ce să zic eu, cele mai performante din lume, care la ora asta atacă o tehnologie și în special pe domeniul de IT, care are relevanță în tehnica agricolă extraordinară. Așa este. Acum, în ce stadiu sunteți? De visat sau de trecut la lucruri concrete vis-a-vis de ceea ce va însemna activitatea Camerei Agricole 2016? Suntem aproape de finalul acestui an și cu siguranță deja apar proiecțiile de viitor aici la Camera Agricolă. Da, avem mai multe paliere de atac pentru anul 2016 și, după cum știți, am avut multe acțiuni anul acesta în care noi am reușit să atacăm partea de consultanță și în special pe partea de cursuri, și am avut un an bogat, peste 200 și ceva de fermieri care au venit la noi să-și perfecteze, să zic, cunoștințele agricole, iar ulterior să poată să demonstreze aceste cunoștințe în accesare de fonduri europene. Un al doilea palier este participarea la tot ce înseamnă expoziții, târguri agricole, atât județene, cât și la nivel regional, cât și la nivel național și chiar internațional, vorbind de ultima vizită care am făcut-o la Hanovra. Un alt palier este consultanța și îndrumarea fermierilor din județul Hunedoara pentru a accesa fonduri europene și ținta noastră este mai mult pentru micii fermieri, pentru tinerii fermieri, dar nu în ultimul rând încercăm să-i consiliem, să-i îndrumăm, să-i specializăm pe fermieri pentru a accesa și celelalte măsuri, dezvoltarea fermelor sau activități non-agricole. Iar nu în ultimul rând, cred că dorim să perfectăm foarte mult partea de informație și de schimb de informație cu fermierul din județul Hunedoara, pentru că din ce în ce suntem mai accesați pe partea de site, pe partea de Facebook, unde noi venim cu informație proaspătă și informație care este la curent cu trendul a tot ce se întâmplă pe partea de politici agricole. Și eu zic că a fost un an chiar bun și cu rezultate bune, chiar dacă suntem o echipă mică, dar avem ambiții mari de a intra și noi în rând cu tot ce înseamnă politică agricolă, cu tot ce înseamnă partea de meserie care vrem să ne facem. În tot ceea ce înseamnă partea asta de consultanță, bănuiesc că vă apropiați și de zona autorităților locale. Și mă refer aici. Săptămâna trecută vorbeam cu directorul Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice, vis-a-vis de amenajamentele pastorale. Sunt o serie de instituții care își pun amprenta până la urmă, sau va trebui să pună ștampila până la urmă, pe aceste amenajamente pastorale, de care vor depinde, bun, am scăpat de apăsarea de anul viitor, dar de care vor depinde subvenții și totul ceva mai încolo. Da, lucrăm destul de amplu, să zic așa, pe domeniul ăsta de amenajament pastoral, pentru că știm foarte bine că în special autoritățile publice locale care au în proprietate pășuni și fânețe, iar acele pășuni și fânețe trebuie să fie date către fermierii din județul Hunedoara. Ca să fie date acele pășuni și fânețe, trebuie să fie cuprinse într-un amenajament pastoral, pentru că altfel nu știm cum să exploatăm eficient și legal acele pășuni. Iar ca să știm acest lucru, trebuie să mergem la fața locului, să vedem ce este cu acea pășune, care este tipologia pășunii, care este fundamentarea din punct de vedere pedoclimatic, iar în urma studiilor și cercetărilor care se fac Camera Agricolă și cu Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice, la final întocmim acel studiu și avem câteva
unități administrative teritoriale la care am încheiat amenajamentul pastoral și pot să vă spun că într-adevăr s-a elaborat o lucrare tehnică de specialitate care va ajunge un exemplar la unitatea administrativă teritorială care face comanda, un exemplar merge la direcția agricolă care vizează acest studiu de amenajament pastoral, iar un exemplar va merge la cel care utilizează pășunea și în urma studiului făcut de noi împreună cu cei de la OSPA, acel fermier care este până la urmă beneficiarul studiului poate să-și facă un plan de bătaie în ceea ce privește exploatarea acestor tipuri de pășuni și fânețe. Da, pășuni și fânețe care sunt prinse și în ceea ce înseamnă ajutorul de secetă. Și chiar era o discuție pentru că trebuie să dați acel acord de principiu pe certificatele de producător. Trebuie trecute și ele? Nu trebuie trecute și ele? Da, până la urmă trebuie trecute, dar din punctul meu de vedere, chiar pur tehnic, era o discuție dacă pășunea se trece pe atestatul de producător și ar ulterior să fie dat un aviz din partea Camerei Agricole sau nu. Acum, normal, iarba care rezultă de pe o pășune până la urmă intră în partea de conversie, pe partea de exploatare cu ajutorul animalilor, da? Nu este un produs vandabil. Dar dacă în legislație precizează acest lucru că trebuie făcut, până la urmă ne vom supune legislației și cred că poate ar trebui să ne mai gândim când acea legislație se face să fie făcute de către specialiști până la urmă și să luăm în calcul că dacă fermierul are animale, cu siguranță acele animale pășunează undeva și este de ajuns să fie trecut în atestatul de producător animalul și nu iarba de pășune. Dar poate la un moment dat o să avem o discuție tehnică cu mai mulți factori ca să amendăm această legislație și să o facem legislația să fie corelată într-adevăr cu tehnologia care am învățat-o în facultate până la urmă. Fermele ADO din țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Primăria Municipiului Deva și Direcția Publică Administrare Cantină Socială anunță că începând din 9 octombrie, săptămânal, în zilele de vineri și sâmbătă, devenii sunt invitați în Piața Unirii pentru o nouă întâlnire cu producătorii tradiționali reuniți în Piața Volantă. La standuri se vor comercializa produse și preparate din carne, conserve, dulcețuri, legume și fructe de sezon, dulciuri, articole handmade. El este Alex. Alex este un erou de comedii, drame și telenovele. I-a lipsit însă acțiunea, care presupune viteză, până acum.
E, obișnuit acum cu viteze superioare, Alex recomandă 1000. 1000 de megabits pe secundă. Cea mai mare viteză de internet din partea asta de lume. Acum, Alex va prezenta permisul de viteză. Diginet Fiberlink 1000, de la doar 45 de lei pe lună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Nicu, pornim discuția noastră de la ceea ce a crescut în ferma ta, un utilaj nou. Da, de la ultima întâlnire pe care am avut-o împreună, da, am reușit să gestionăm un tractor, un tractor de care aveam nevoie, un tractor de capacitate, de micuț, să spun așa, de 65 de cai putere, dar ce este important este că are încărcător frontal. Sigur, ferma avea nevoie de un asemenea tractor pentru manipularea baloților, pentru scoaterea gunoiului de graj din saivanele de la ovine și de la capre. Iar, ca o paranteză, făcând așa, anul trecut cu 4 tractoare, unul nou și 3 second hand, am reușit să strângem mai puțin baloți decât am strâns anul ăsta cu 2 tractoare performante, 2 tractoare care, să spun, vor asigura cel puțin 10 ani ferma de bună funcționare a lor. Până la urmă, cu ghilimele de rigoare, suntem robii tehnologiei. Da, nu avem ce face. Anul ăsta m-am întors de curând de la Hanovra, unde, cum știți și dumneavoastră, are loc cel mai mare târg de utilaje agricole din Europa, cu 100.000 de vizitatori zilnic. Un târg care se întinde, știu, pe suprafața de, maxim pe suprafața Devei, cu 36 de hale, dacă nu mă înșel. Ai găsit acolo tot ce înseamnă agricultură, tot ce înseamnă mecanizare în agricultură, iar două hale au fost echipate și au fost cu echipamente pentru tehnologia în agricultură, deci tehnologia viitorului, tehnologia și secolului 21. Stai acasă și te joci cu joystick-ul. Da, erau oameni foarte mulți, stăteau pe scaun și simulau, eu știu, funcționarea tractorului cu joystick și așa mai departe. Deci a fost incredibil ceea ce am văzut, incredibil ceea ce producătorii de utilaje, producătorii de tehnologie pun în scot pe piață. Și în ultimul rând, mare și foarte mare a fost mirarea când am văzut, cred că 60% sau 50-60% dintre cei care participă, dintre vizitatori, erau tineri. Lucru foarte important. Dar înainte, o să revenim aceea, numai așa o paranteză. Dacă n-ai fi avut acest utilaj luat, ți s-a pus pata pe ceva de acolo? Da, am văzut acolo tractoare, știu, de pentru toate buzunarele, tractoare de la firme noi, apărute pe piață, până la cele care sunt mărfuri consacrate, ca să spun așa. Da, am văzut, sigur, ne-am fi dorit, am avut niște contacte cu niște parteneri, ne-ar interesa să mai cumpărăm niște utilaje, dar deocamdată așteptăm bănuții, așteptăm finanțările, așteptăm vremuri mai bune. În momentul de față, agricultura este, cel puțin din România, este destul de capitalizată. După un an atipic, cum mai vorbeam, cu o primăvară foarte răcoroasă și probabil s-a uitat o vară săcetoasă, am văzut prețul animalelor a scăzut dramatic, undeva prețul kilogramului de carne de vită undeva la 2,50 lei, am văzut oaia a scăzut la 50 de lei, sigur că este strigător la cer și nu așa ceva nu se poate. Eu vorbeam cu Dragomir, venind cu acea spre tine, că ar fi o șansă acum agriculturii, pentru că avem un ministru care e din sistem, știe exact ce înseamnă, a fost secretar de stat o perioadă de timp, și e și prim-ministru care vine din același sistem. Deci agricultura ar putea avea o șansă. Nu vreau să politizăm, de fapt oricum nu se pune problema, dar ar fi șansa ca să se pună pe făgașul normal, pe făgașul bun.
Da, după cum știți, sigur că aveam prim-ministru, aveam ministrul agriculturii tehnocrat, aveam specialiști în agricultură, a lucrat în agricultură, Cioloș a condus 4 ani, a fost comisar european și a condus Ministerul Agriculturii European, să spun așa, cu cei mai mulți bani și cu cei mai multe responsabilități. Da, în momentul de față avem nevoie de infuzie de capital, avem nevoie de simplificarea actelor pentru măsurile care vor veni, avem nevoie de simplificarea. Am văzut fel și fel de probleme, fel și fel de acte pe care nu s-au cerut, pe care nu știam acum să cer, acte pe care nu știam că trebuie depuse. Acum trebuie depusă, trebuie făcută o, eu știu cum am reușit să găsim un pact pe autostrăzi, așa cred că ar trebui. E foarte interesant să reușească un pact pentru agricultură și un pact în care să știm pe viitorii 4-5 ani ce documente avem nevoie, ce trebuie făcut în agricultură. Altfel, sigur, suntem debusolați, nu știm încotro să mergem, nu știm încotro să apucăm. Prețurile sunt derizorii. Și într-un an, m-a spus încă o dată, mă repet, atipic, prețul porumbului este același ca și anul trecut, în condițiile în care recolta este undeva la maxim 60%. Sigur, sunt lucruri pe care cei pe care conduc agricultura, care fac politicile agricole, trebuie să le ia pe vedere, fiindcă sigur Bruxelles sau eu știu Uniunea Europeană ne încadrează, ne dă un șablon, dar politicile macro economice și în agricultură, eu știu, le facem tot noi acasă la noi. Avem loc de a face să fie o agricultură durabilă. Nu am avut o strategie foarte bine pusă la punct, n-am avut o strategie și o viziune, repet, pentru o agricultură durabilă, o agricultură care să cuprindă și fermierii mici și fermierii mari, un plan de măsuri care să stimuleze și pe cei care, sigur, nu-i pot lăsa să moară, pe cei care au o vacă sau așa mai departe, dar trebuie găsită soluții și pentru cei fermele mari, fermele cu adevărat care aduc un plus valoare agriculturii. Am văzut un studiu și este destul de îngrijorător, undeva la 40% din, nu, undeva la, în jur la 60%, mă scuzați, din cei care lucrează în agricultură au peste 60 de ani, iar încă aproximativ 20% sunt cei care au între 40 și 60 de ani. Deci, vedeți, satul îmbătrânește, populația rurală este în declin, este destul de greu să faci agricultură performantă cu oameni peste 60 de ani. Cât am dorit să muncim, câtă dorință de muncă au, la un moment dat nu mai poți. Și aici ar trebui găsite soluții, părerea mea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Una peste alta. Un an 2015 bulversant. Cum privești? Eu întreb deja de acum, pentru că vrând nevrând trebuie să facem proiecțiile de viitor. Ce pregătești pentru 2016? Ei, pentru 2016 ce să spun? Noi ați văzut în 10 ani de când ne cunoaștem și de când faceți emisiuni și cred că am crescut împreună. Ne dorim să fie un an bun, un an în care să putem avea sănătate, să putem avea capacitate de lucru. Ne dorim ca cei care fac, repet, politicile comune, politicile agricole naționale, să țină cont de doleanțele noastre, să țină cont de ceea ce vedem, de ceea ce vrem noi. Sigur, sunt și chestiuni așa derizorii sau nu știu cum să defilare, cred că ar fi mai bine cu legea vânătorului. Sigur că trebuie modificată, nu putem ține doi câini la o turmă de oi. Trebuie să punem preț mai mult pe munca noastră și mai mult respect pe cei care produc mâncare decât pentru cei care au o pasiune sau alta. Sigur, nu comentăm și nu suntem cu nimic împotriva lor. Fiecare trebuie să trăim, avem loc, dar trebuie să găsim soluții, să găsim răspuns la toate întrebările pe care le avem și la toate întrebările care le pun fermierii și de ce nu cei care conduc agricultura ar trebui să se aplece mai mult asupra noastră, să aibă discuții, sigur, într-un fel se vede agricultura dintr-un birou, altfel se vede de pe câmp, altfel se vede din vârful muntelui. Cred că ar trebui că mai mult noi să fim consultați, să fim respectați și să fim apreciați pentru ceea ce facem. Ionica, am venit la același înciș și zâmbind amar, asta e. Mai apar și probleme. Și așa cum tractorul pe butuci și agricultura e pe aproape,
pentru că a venit să vorbim despre greutăți. Nu a fost deloc ușor și nu este ușor pentru fermieri. Norocul noastră că ați venit la 5 și ați găsit o banală pană la tractor de pe butuci. Dar să fi venit la Hunedoara să vedeți cum arată discul sau cum arată scarificatorul, până și săvânătoarea s-o cam îndoit. Nu știu dacă mai aveam zâmbetul pe buze, dar ce facem până încă e pe butuc și roata se repară, înseamnă că mai poți lucra. Întrebarea e dacă nu mai poți face roata. Și dacă pornim de la ideea asta, cred că aici e agricultura. Fără partea aia de pesimist care o găsești dacă o cauți. Dar dacă ne uităm la... Tocmai am terminat ce înseamnă muncă de teren vis-a-vis de contractul cel derulesc cu Ministerul Agriculturii și încă încărcăm datele în calculator pentru a se face așa o radiografie a agriculturii. Nu prea-ți mai vine să te lauzi că ești agricultor. Nu prea-ți mai vine. Am 200 de exploatații pe care le prelucrăm și le introducem în baza de date, pentru că și aici au fost schimbări cu softul și cu toate celelalte. Și din toți 200, nu știu dacă vă pot enumera 10, e mult, nu știu dacă 5 fermieri să vie număr, să vă spun, uite, am fost în cele 5 exploatații și oamenii ăștia sunt încântați de ce au făcut sau sunt mulțumiți de anul ăsta. Ori să ai un an de zile de muncă și să nu poți să ai mulțumirea pe față. Vorbim de discuțiile purtate cu ei în particular în momentul în care omul e sincer. Că dacă vrem să o dăm o țară cu fardă agricultură, o facem frumoasă și o lăudăm de mâine mai iasă câțiva din șomaj să apucă de agricultură. Dar pare să că la data la care noi vorbim, într-adevăr, agricultura are o problemă coroată. Așa este și, din păcate, nu știu cine s-a apucat de reparat la ea. Da, eu am mai spus-o în, și cred, dacă nu mă înșel, chiar în emisiunea asta va apărea un lucru. Dacă spuneai că pesimismul, dacă vrei, îl cauți, și optimismul, din păcate, cam trebuie să-l cauți de aici pe acolo. Dar rămâne o rază de speranță, având în vedere că și ministrul agriculturii e din sistem, și prim-ministrul e din sistem. Și poate, ori pune lucrurile așa cum trebuie, pe roate, că tot am plecat de la pană. Dar până când nu vedem ceva concret, ne rămâne să încercăm să tragem o linie care e foarte, foarte strâmbă în 2015. Păi haideți să rămânem exact în această întâmplare pe care nu am programat-o noi astăzi, a avea pană la un utilaj agricol. Poate că ține de competența noastră să facem pană, să dăm roata jos, să dăm anvelopa jos, să vedem unde a apărut fisura și să o reparăm. Asta o poate face agricultorul, adică să se uite în curtea lui să vadă ce poate el să facă. Dar sunt lucruri care îl depășesc, sunt lucruri pe care nu mai poate el să le facă. Și atunci trebuie să apelezi la specialiști. Să dea Bunul Dumnezeu să fie într-un ceas bun ceea ce noi gândim astăzi și ne punem speranțele că să ai un prim-ministru care e specialist în agricultură. Fără, dar și poate, nu are nimeni ce să spună, dar Cian Cioloș, unde a fost și a făcut treaba la înălțime, cu profesionalism. Și vine de la Bruxelles, nu oricine poate să lucreze acolo. Și cât a fost la noi în țară, lucrurile s-au mișcat. Ei, venind un astfel de specialist la utilajul nostru, agricultura, cu probleme, ne punem nădejdea că el va repara. Are această capacitate. Ne rămâne speranța. Ne rămâne speranța și nu prea putem noi să facem pronosticuri, decât să nădăjduim că va lua taurul de coarne și va face lucrurile care trebuie făcute. Pentru că aici sunt lucruri care nu mai putem noi fermiere să le facem. Degeaba ne străduim noi și ne dăm peste cap, noi nu putem aduce avansurile la sufleții. Noi fermieri. Trebuie specialiștii să facă lucrul ăsta. Nu putem noi fermierii să facem să plouă. Trebuie gândit dacă se fac irigații, dacă aici ține de competența specialiștilor. Dar aici trebuie un cadru legislativ. Ca tu, Ionică, Chitic, să poți să faci irigații, trebuie un cadru legislativ, clar.
dar legea irigațiilor, domnii noștri, pe care tot noi i-am trimis acolo, au dat-o deoparte, că, vezi, Doamne, nu e importantă și nu are nicio relevanță pentru domniile lor. Din păcate, e un sistem pe care, într-un fel, și noi l-am creat. E un sistem în care trebuie să trăim. Și ne rămâne speranța. Și ne mai rămâne un lucru. Întotdeauna încercăm, pe o situație dată, să facem proiecții de viitor. Cam care ar fi proiecțiile tale pentru perioada care urmează? Lucrurile trebuie văzute un pic în ansamblu. Dacă memoria mea nu joacă feste, cred că în ultimul an de zile eu am zis că se oprește creșterea, se oprește expansiunea și se încearcă consolidarea. Suntem la sfârșit de 2015 în care luptă pentru consolidare. Adică se fac eforturi, mult vorbesc în dreptul exploatației noastre. Facem eforturi mari, mult mai mari decât atunci când am vorbit prima dată despre consolidare, în a o consolida și a o păstra, pentru că foarte ușor pot să scap din viziune această consolidare și să-ți treacă prin degete, să vezi că începi să nu să rămâi unde ești, să începi să cobori. Și sunt premize, sunt șanse foarte mari, trebuie foarte mare atenție și trebuie să fim mult mai precauți și atunci să facem o prognoză de creștere ca și număr, ca și suprafață, exclus. În schimb, dacă vom reuși să ne păstrăm unde suntem și să facem consolidarea în a fi mai eficienți, eu cred că e un cel mult mai înțelept pentru vremurile în care trecem. Ne-ar trebui informații mult mai multe și mult mai solide ca să ne putem face planuri mai mari. Am început cincinalul. Deja vorbim de 2021. Vom lăs zvonuri. Vor mai fi subvenții? Nu vor mai fi subvenții? Cum plănești? Și atunci, cum ne învățau la școală domnii profesori economiști, luați varianta cea mai pesimistă. Iar dacă o iei pe asta pesimistă, mi-e teamă că te lași de agricultură. Și trebuie înțelepciune și trebuie informații. Ne lipsesc informații de bază. Se vorbește de 2018 ani de referință. Nu prea auzi pe post vorbind despre lucrurile astea. Ce înseamnă referință? Avem deja 2 ani de referință prin care am trecut. Unii au câștigat, alții au pierdut, că n-au vizat pe acel an de referință. Dar dacă va fi plata unică pe exploatație, cu certitudine, 2018 va fi an de referință. Vine problema cu cadastrarea în 2018. Poate nici ne mai prinde în evidență în 2018 cu o exploatație eligibilă pentru subvenție. Iată, trebuie să ne gândim. Da, din păcate, partea asta de transparență e opacă și opacă rău de tot. Pentru că informațiile, într-adevăr, nu vin. Și asta pot să spun în deplină cunoștință de cauză, pentru că, de obicei, totul se filtrează. Se filtrează la sânge. Aia ca să nu spun că se întoarce sita pe partea aialaltă, de-a dreptul. Da, ar trebui și ar fi nevoie de informație. Da, poate și din punctul ăsta de vedere s-o schimba ceva, nu se știe. Până la urmă, același lucru, speranța. Speranța și rămâne faptul că ce facem, facem și cu drag. Și asta parcă te mai alină, parcă le mai lași pe celelalte. Domnule director, aproape când era să închidem ediția pentru săptămâna asta a emisiunii noastre, a venit și vestea îmbucurătoare. V-am rugat să spicuiți așa puțin tel dintr-un mail suficient de cuprinzător venit de la APIA Central ce ar interesa în acest moment pe fermierii hunedoreni. Cred că ceea ce a interesat cam de aproximativ o lună este data când se va face plata avansului. Acum, astăzi, când discutăm... Să spunem că e vineri și că e aproape seară. Da, APIA se pregătește de închiderea, de pregătirea calculelor pentru plata avansurilor, ce se vor face începând cu data de luni, bani care vor intra în cont
pasturile fermierilor din județul Hunedoara. V-am rugat să spicuiți, așa cum a spus-o și mai devreme, să spicuiți doar ceea ce ar fi foarte relevant pentru fermierii hunedoreni. Sunt foarte multe scheme care sunt plătite, dar ceea ce ne interesează pe noi, ce ne doare pe noi? Ce interesează pe fermierii hunedoreni este cuantumul sume pe suprafață, care este stabilit deja și este la valoarea de 54 de euro pe hectar. Asta e celebrul SAPS. Plățile directe pe suprafață, da, SAPS-ul. În ceea ce privește plățile pe măsura 214 din vechiul PNDR 2007-2013, pentru cei care au angajamente în continuare, vreau să vă spun că se va plăti pachetul 1 sub pachetul 1 o sumă de, spun eu acum, 104 euro pe hectar. Pașnici de înaltă valoare. Spun 104 euro pentru că această sumă reprezintă procentul de 84% din suma de 124 de euro pe hectar, cum de altfel s-a plătit din 2007, inclusiv în 2015. Pentru cei care fac remarca, pentru cei care au continuat cu angajamentele pe măsura 214 din vechiul PNDR și în anul 2015. Pentru pachetul 1-2, sub pachetul 2, pachetul 2, care erau practici agricole tradiționale, se plătește tot un procent de 84% din cuantumul sumei de 58 de euro, adică, mai precis, 48,7 euro pe hectar pentru pachetul 1-2. De asemenea, se vor plăti sume și pentru plățile de agromediu, tot pe măsura 214. Asta deocamdată. Urmează să se definitiveze și pentru cei cu controlul, care, din păcate, deocamdată rămân acolo într-un sertărel, până când se va definitiva și verificarea lor. Și mai sunt acele bucățele despre care fiecare va afla în momentul în care verifică și cardul, bănuiesc, pentru că sunt acele plăți chiar mărunte. Sunt 2-3 oameni care intră pe o schemă, mai sunt vreo 10 pe altă schemă, dar astea sunt plățile importante pentru cei care sunt majoritari, practic, în județul Hunedoara. Da, practic pentru toți fermierii, să zic, procent de 95%. Acel eșantion care a fost extras pentru control, ei vor primi aceste sume atunci când se vor face plățile finale. Plățile finale se vor face începând cu luna decembrie până în data de 30 iunie 2016, dar de regulă, cel puțin în ultimii ani, aceste sume s-au plătit în lunile decembrie, ianuarie, februarie, până în martie. Fermierii au primit și diferența de plată. Domnule doctor, pornim discuția de astăzi glumind așa puțin de el. Se vede că sunt puțin răcit, dar am grijă să mă tratez. Pare să că nu întotdeauna facem acest lucru când e vorba de animale. Poate nu observăm la timp sau poate, mă rog, din vari motive nu reușim să le tratăm la timp. Și am înțeles că o răceală netratată la animale poate să ducă la probleme. Sigur că da. O răceală netratată, și nu numai acest lucru, poate duce la boala despre care vorbim și poate duce la apariția emfizemului pulmonar sau suspin, cum se mai numește în popor, așa îl cunosc oamenii, mai ales la cal. Emfizemul pulmonar este o dilatare a pulmonului datorită acumulării unei cantități mari de aer. Acum, e normal că în plămân apare aer, este aer, dar la un moment dat, datorită inflamațiilor și datorită imposibilității în timpul expirației a eliminării aerului de tot din plămâni, acesta se poate acumula la nivelul pulmonului și de aceea este de două feluri. Emfizem alveolar, care se acumulează în alveolele și dilată alveolele pulmonare, și emfizem interstițial, care se întâlnește mai frecvent la bovine,
iar aerul respectiv se acumulează între țesuturile dintre alveolele pulmonare și bronhi. Cât de gravă este această afecțiune? Este foarte gravă în funcție de evoluție și în funcție de cât de repede intervenim, dar în general prognosticul la cal este rezervat, iar la bovine este foarte grav, deoarece în majoritatea cazurilor sunt trimise la abator. Există tratament pentru această boală? În general, la cal, am discutat că este vorba despre enfizem alveolar. Simptomele sunt foarte bine evidențiate datorită faptului că odată începând un efort puternic, calul obosește foarte repede, respirația devine abdominală, adică mușchii abdomenului se contractă foarte tare și așa se și numește o respirație abdominală. Iar un semn foarte interesant este bătaia corzii flancului, adică respirația întreruptă. Apare o bătaie fie la sfârșitul inspirației, fie în cazuri mai grave când este la sfârșitul expirației. Această bătaie a corzii flancului, pe care mulți crescători de cai o recunosc. De aici și denumirea toate aceste mișcări respiratorii anormale, de respirație întreruptă, de aici și denumirea de suspin, de la această bătaie. Pe lângă acestea apar crize de tuse, destul de frecvente, de asemenea la ascultația pulmonului, raluri sibilante sau țiuite sau niște țiuituri pe area de proiecția pulmonului, iar area de percuție se mărește foarte mult înspre abdomen. Asta la cal. În schimb, la bovine, ținând cont de faptul că este vorba de un enfizem interstițial, evoluția este mai gravă, respiră cu gura deschisă, gemete, tuse dureroasă și chiar crize de tuse necăcioasă, așa ca și cum se asfixiază. De asemenea, ralurile, apare enfizemul, poate să apară chiar și la nivelul subcutanat, pe marginea dorsală a toracelui, când dacă dăm cu dosul mâinii se simt bulele de aer cum se mișcă la nivelul respectiv. Iar la ascultație, ralul crepitante, adică ca niște rupturi, iar murmurul vezicular, spre deosebire de la cal care este foarte abolit, aici este înăsprit. De aceea, în ceea ce privește tratamentul, evitarea în primul rând a eforturilor la animalele care deja au apărut, evitarea factorilor iritanți, praful din fân trebuie neapărat evitat pentru că este un factor iritant și denotă animalul să facă eforturi foarte mari pentru a expectora acel praf iritant. Pe lângă acest lucru, calmante, expectorante se mai administrează vitamina C, polivitamine. Uneori rezultate foarte bune în tratament au dat extrasele de splină și extrasele de ficat și chiar autohemoterapie. Autohemoterapie înseamnă că recoltăm 10-20 de mililitri de sânge de la animalul respectiv care este bolnav și se administrează subcutanat. Este o metodă mai puțin folosită, dar de multe ori cu rezultate destul de bune. E din zona aia tratamentul băbești, cum spunem noi? Ceva de genul, da, tratamentelor băbești. În schimb, la vacă, datorită faptului că am vorbit că este vorba de enfizem interstițial, evoluția este mult mai gravă. De obicei are o evoluție acută, adică foarte puternică, și trebuie chemat medicul veterinar. Bine, în ambele cazuri trebuie chemat medicul veterinar, dar trebuie chemat pentru a vedea dacă merită să se mai trateze animalul, la fel cu cardiotonice, oxigenoterapie uneori, polivitamine, antihistaminice, la fel cum se face și la cal, dar trebuie neapărat să vadă dacă merită să se mai facă tratamentul sau dacă animalul trebuie dus la abator. Să înțeleg că ar fi și cât de cât costisitor un tratament, pe lângă răbdarea care trebuie ca să treacă peste tot animalul. Sigur că da, trebuie foarte multă răbdare, mult repaus, trebuie avut grijă cu mediul ambient să nu fie praf, să nu fie factori iritanți și sigur că da, tratamentul este destul de costisitor și de lungă durată. Și atunci ajungem practic la lucrul cel mai important și practic sfatul care îl dăm de atâta timp crescătorilor animale, prevenția.
prevenția și tratarea tuturor micilor afecțiuni, poate care unele nu le băgăm în seamă din timp. Adică bronhopneumonii, ceva bronșite, laringite trebuie tratate din timp, deoarece orice inflamație de la nivelul pulmonului sau insuficiență pe o anumită porțiune din pulmon duce la apariția enfizomului, deoarece este un mecanism de compensare. Cealaltă parte a pulmonului încearcă să compenseze ceea ce nu funcționează și atunci poate apărea boala respectivă. În perioada rece, cum ar fi mai bine să avem grijă de animal, tot în zona asta a prevenției, practic de la răceală poate să izbucnească totul? Sigur că da, este foarte simplu. Animalele trebuie ținute în adăposturi neapărat uscate, adică foarte puțină umezeală. Acum temperatura trebuie să fie undeva 18-20 de grade, dar în general în adăposturi este, dar puțină umezeală. Animalele nu trebuie scoase dintr-o dată afară și supuse unor eforturi intense, deoarece apare transpirația, poate apare congestia și de aici complicațiile care pot apărea. Și desigur o alimentație cât mai echilibrată, deoarece consumul în această perioadă de energie și vitamine este mult mai mare. Consumul și automat un animal bine hrănit, bine întreținut, are o altă imunitate și o altă rezistență la boli. Trebuie să avem grijă și cu apa pe care o punem în fața animalului? Categoric, apa trebuie să aibă o temperatură adecvată în funcție de temperatura adăpostului și a corpului în general, să nu fie mai puțin de 10 grade. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro! Drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cam atât și pentru astăzi. Acum, nu năvăliți chiar de mâine pe bancomate, că posibil nu chiar la prima oră sau nu chiar în prima zi să apară bani în toate conturile, dar cu siguranță săptămâna viitoare, încetişor, așa cam toată lumea va avea câte ceva acolo, pe carduri sau în conturi, așa cum normal este. O să încercăm să aflăm cam cum evoluează totul și mai vorbim și la următoarea întâlnire, adică peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă!